Sunt acum 11 milioane de creștini trăind în comunități aflate în toate țările din Orientul Mijlociu, comunități descrise de René Guiton, expert al Alianței Civilizațiilor a Națiunilor Unite și autorul unei cărți impresionante, Ce Chrétien con Assassin, o panoramă ce nu este numai interesantă, ci deschide și o poartă spre înțelegerea unei lumi despre care știm foarte puține și constituie pe timpul oricărei crize una dintre țintele favorite ale fundamentaliștilor islamici. În Egipt, creștinii reprezintă aproximativ 10% din populație, cei 8-10 milioane de copți constituind cea mai importantă comunitate creștină din întreaga regiune. Vizați în ultimii ani de o serie de atentate sângeroase, copții au o foarte slabă reprezentare în adunarea națională și chiar în condițiile în care libertatea cultelor era garantată, aveau nevoie de aprobarea autorităților pentru a construi sau restaura o biserică. În Irak se aflau înainte de căderea lui Saddam Hussein aproximativ 600.000 de creștini, aproximativ 3% din populație, dintre care 400.000 de catolici, caldeeni și siriaci. După căderea regimului pe fondul luptelor violente interconfesionale din zonă, este vizibilă o multiplicare a atentatelor împotriva comunităților creștine, aceștia migrând fie în Orient, fie în Kurdistan. În Iran există aproximativ 135.000 de creștini, dintre care 20.000 catolici caldeeni, reprezentând mai puțin de 0,3% din totalul populației. Puternic minoritară, comunitatea creștină din Iran nu revendică niciun fel un rol politic. Este acceptată, la fel cum este și minuscula comunitate evreiască. În Israel trăiesc aproape 150.000 de creștini, în principal catolici și ortodoxi melechiți. 2% din totalul populației, acești cetățeni arab-israelieni, beneficiază de naționalitate israeliană, dar nu au niciun fel de influență politică. În Iordania, creștinii reprezintă aproximativ 6% din populație, adică 350.000 de creștini, dintre care 120.000 de catolici, maroniți greco, melechiți, caldeeni și catolici. În Liban, creștinii sunt aproape 40% din populație, adică 1,5 milioane de persoane, în principal maroniți. Există 18 comunități religioase, dintre care 13 creștine cu un important rol biblic. În mod tradițional, președintele Libanului este maronit. În Siria, creștinii reprezintă 4,5% din totalul populației, adică ceva mai puțin de 1 milion de oameni, siriaci, melechiți, maroniți, ortodoxi și armeni. Poate aici se află alta dintre cheile înțelegerii tensiunilor din fundalul crizelor violente succesive care agită acum întregul Orient apropiat și Maghrebul. Teama că, prin extensia puterii de influență a islamismului fundamentalist, într-un fel sau altul, la un moment dat, ar putea să existe o presiune de natură să elimine regimurile definite drept islamist moderate și să aducă la putere forțele politice ale fundamentalismului islamic.